sunt dragoni din cealaltă. Deci undeva în centru, locul, ora de parcare costă 1,30 € și se plătește până la ora 17, până la ora, da, nu, 19, da? 1,30 €, deci este un tarif standard pe care eu l-am văzut până acum, este acest aparat la care puteți plăti, cash sau card. Noi am luat 2 ore până la ora 19 pentru că atunci se termină. Mulțumit? Da, abia aștept să mergem la fata dragonilor. Mami, aici e copac. Cel puțin interesant. Ia uite ce copac. Mamă! Sunt dragonii din cealaltă. Și acum intrăm pe centrul vechi, să spunem. Pare așa, foarte cochet. Seamănă cu Bremen. Și acesta este podul, așa întregime, să vină. Construit în anul 1848. Da, iar dragonii sunt... Dragonii sunt creațiile unui artist, era scris numele acolo și anul în care au fost făcuți. Hai să vedem cum se prezintă centru. Bremen 2, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să compar în alt oraș. Am găsit și podul cu lacăt, plin de lacăte. Și uite podul ăla cu lacăte. Iar acolo ce e? O barcă. Deci am găsit Mid Market, găsim care recenzii pe Google, avea recenzii bune, dar pare închis. Și a început și ploaia, din păcate. Astăzi erau șanse 10% să plouă, cum de plouă? S-a pus o ploaie zdravănă. Și vreau și un gelato, cum au domnii. Da, încă plouă. Și noi căutăm un restaurant. Da, știți, ți-ai pus pelerina de ploaie. Ești o drăguță. Noroc că am luat-o. O familie! Hai, mami! Aici este o biserică.
foarte interesantă. Mulți oameni asistă acolo la o slujbă, din câte văd. Și arhitectura clădirii este foarte interesantă. Ploaie s-a pus. Ploaie torențială, nu glumă, rupere de nori, acum când am ajuns noi. Ne ascundem de ploaie și încercăm să căutăm un loc unde să mâncăm, dar nu găsim. Am mai descoperit un urât din ăsta. Fata mea e fascinată de el. Ce face mă urâtul ăsta? Asta chiar că este orașul dragonilor. Ia uite, ăsta ce e? Un lup? Un ce? Un lup în etapa de metamorfoză se transformă în dragon. După ploaie zdravână, tot n-am găsit să mâncăm. Draga mea, mai poți? Tu mai poți, Aron? Încă o fântână superbă. Da, fata mea se spală în fântână. Hai, mama! Castelul, bai! Nu cred. Mami, sunt în Slovenia aici, nu la Castelul Bran. Într-un loc tradițional. Na, nu! Aici am putea să mâncăm, nu cu tine, da? Mergem să găsim alt loc, pentru că acolo timpul de așteptare era de 30 de minute. Cred că ne rezumăm la o simplă pizza. Aici? Aici, nu? Hai! Nu știu care e. Stai mine. Colecție de vinuri? Da, mi-e frică să nu ies doar. Wow, ce fain! Ăsta e de fapt centru, uite. Motel Union. Aici este o catedrală centrală. Și aici o statuie centrală care nu se vede de liane. Și acum bat clopotele. Uite, clădirea asta seamănă cu una din Oradea. Interesant oraș. Bine, pampara!